dimineața, dragii noștri, Anca Ciliac sunt și e duminică, astfel încât ne revedem din nou la emisiunea Artă și Valori. Astăzi vom pătrunde din nou pe tărâmul artelor plastice, dar nu numai, va fi o incursiune în două lumi în același timp, adică și în lumea teatrului, pentru că invitatul nostru de astăzi, pe care îl și salutăm, bună dimineața, Cosmin! Bună dimineața și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Invitatul nostru de astăzi, Cosmin Iațeșeni, este sculptor la bază, dar și lector universitar la Universitatea Națională de Arte George Enescu, Facultatea de Teatru. Da. Bine ai venit la noi încă o dată, Cosmin. Mă bucur că ai putut să accepți invitația noastră. Și eu mulțumesc, sunt onorat că mi-ați făcut o asemenea propunere avantajoasă pentru cariera unui artist, unui sculptor. Și nu numai avantajoasă pentru artistul din tine, ci și pentru telespectatorii noștri, pentru că avem foarte multe lucruri pe care vrem să le dezvăluim publicului și tinerilor în mod special, pentru că tu ești și cadru didactic la Universitatea de Artă. Și atunci o să vorbim puțin și despre oportunitățile pe care, dublele oportunități pe care le-ar putea avea un tânăr care odată ar studia sculptura și odată ar ajunge student la Universitatea de Arte, la Facultatea de Teatru. Am să te întreb întâi și întâi, cum ai ajuns să fii sculptor? Da, e o idee foarte bună că vine în completarea celor ce se vor desfășura în perioada imediat următoare la noi. E vorba de zilele porților deschise, prin care noi, ale universității, prin care noi atragem proaspeții absolvenți ai liceelor din regiunea Moldovei, am putea spune, nu numai din Iași, din toate județele. Vom vorbi separat și despre și, asta, mi-ai luat vorba dinainte. Încercăm să îi atragem și să le arătăm că se poate și pe linia aceasta a dezvoltării carierei și pot deveni sculptori, pot deveni actori, pot deveni artiști muzicieni. Artiști plastici, muzicieni, exact. Vom vorbi mai detaliat despre acest eveniment, însă mi-aș dori să aflăm cum ai ajuns tu să fii sculptor. Revenind, da? Revenind la întrebare. La întrebarea a doua. Am avut multe, să zicem, întâmplări care mi-au confirmat că aș reuși în această direcție, dar ar fi unele mai comice. Chiar asta ne-ar interesa. Dacă ar fi să o luăm pe partea de familială, deci părinții, bunicii, cei care te încurajează la un moment dat să evoluezi, dar să începi un lucru și să poți să-l dezvolți. Eu, fără formalisme, când eram mititel și nu știam prea multe despre sculptură și despre arte, obișnuiam să deschid ușa sobei bunicii. Bunica mă încuia în casă. De bunica, rău sau de bine? Făceai năzdrăvănii sau... Năzdrăvănii, adică revenind la chestiile copilărești. Da. Și scoteam de acolo cenușa. Așa. Udam cenușa aia, luam, găseam apa prin casă. Eram așa... Tot mânzbulit? Foarte, da. Și modelai din cenușă. Și modelam din cenușă fel și fel de portrețele, de figurine, dar mai mult sau mai puțin... animaliere sau antropomorfe sau zoomorfe. Așa. Eu ziceam iepuraș, mai știu eu, în fine. După care am început, adică în paralel, zugrăveam și pereții bunicii, merile care mi le aducea nana mea, Dumnezeu să o ierte, cea care m-a încurajat foarte mult, și ea fiind profesoară de matematică.
Cosmin, ți-am adus să mănânci un măr, dacă eu nu mâncam deloc. Când eram mic, se chinuiau ai mei și când pândeam, când erau plecați. Și atunci mă apucam de treabă și îmi organizam pereții. Deja ei mă stimulau că aveau niște desene făcute din niște meșteri, cum se obișnuia înainte. Trebuie să spunem că tu ești din zona Neamțului din și atunci e explicabil cumva cum de ai atâta talent nativ pe care l-ai explorat ulterior. Zona cu multe biserici, deci sub colțul cu icoane apărea o mănăstire din, cu măr făcută. Mărul când se usca, se oxida, prindea niște nuanțe de maro, de siena. Pereții, bunicii, bunica... O tehnică specială pe care ai putea să o patentezi până la urmă. Și era, pereții erau casei pe care o avem și acum și o întreține mama mea, din lut, cu pai, cum era înainte, cum era dar țară, no? Așa, și nu era lumină foarte multă și bunica nu-și dădea seama, decât în momentul în care suprafața era deja rezolvată. Ba, cu creioane, ba, mă ascundeam pe creioanele, carioci, nu mai spun de acuarele, acuarela pictor, când găseai una pe timpul dinainte de 89, era mare, ceva. Mare eram descoperire. Atât de bucuros când vedeam un bloc de desen cu foi mai de calitate. Groase, de calitate, da? Fiindcă eu știam că trebuie să insist acolo să iese ceva, nu neapărat. Bun, deci înțelegem că ai avut talent nativ pe care familia l-a încurajat cu toate năzdrăvăniile pe care le făceai, astfel că ai urmat cursurile Liceului de Arte Plastice din Iași, Octav Poncilă, chiar la clasă de sculptură. Țin minte că a fost tatăl meu, fiind absolvent al Universității de Arte, dar în perioada în care Facultatea de Arte Plastice era în ținea de Universitatea Cuza, da, și era la clasa domnului regretatului artist Podoleanu, pictor, marele pictor. Și era în perioada în care și părinții mei cadre didactice, mama învățătoare, tata profesor de desen, practic mi-a fost profesorul meu de desen după ce am început să și pirogravez, mi-a adus aparat de pirogravură de la Iași și eu m-am început să fac în lemne. M-am luat topor, dălți și începeam să sculptez lemnele pe care le băgau pe foc. În fine, erau preocupări în direcția culorii, volumului, a graficii, ca să le descoper acum, după ani, în fine. Conștientizez, da. Conștientizez. Și tatăl meu m-a încurajat, el bineînțeles că își dorea, dar nu putea să forțeze, m-a lăsat să fac ce vreau eu. Bunica, mama tatălui, bunica de pe tată, a fost, deci, Târg Nemțeanu, tatăl meu e din Târgu Neamț, a insistat mult să mă lase să fac, poate că ar fi o tradiție și la noi. De ce? Fiindcă la Târgu Neamț și toată stima pentru familia profesorului și inspector și director, actualmente, Gheorghiță Vornicu, dumnealui din Târgu Neamț, mama dumnealui, Dumnezeu să o odihnească și pe dânsa, a inițiat, a fost, a trăit chiar 100 de ani, aproape am înțeles. Am bucurat de prezența ei până mai târziu, de în ce cauză, fiindcă l-a stimulat pe tatăl meu să dea la facultate și i-a spus: ai grijă și de copil, dacă e talentat, lasă-l să facă mai departe. Să urmeze, să facă liceul de artă. Și atunci m-am trezit la Băncilă că dădeam examen de diferență la clasa a șaptea, de trecere în clasa a șaptea. Practic am primele clase, clasele primare și clasa a cincea, a șasea le-am urmat la școala gimnazială numărul 1 era atunci, din Vânători Neamț. Da, și apoi, practic, așa, acum ai luat drumul școala spre... Arhimandrit Chireac Nicolau, este liceul tehnologic Arhimandrit Chireac Nicolau.
o școală foarte bună, a reprezentat o bază solidă din punct de vedere al culturii mele minimale, generale, așa, da? Generale, din ceea ce se poate spune de asta, clasele primare. Și la Băncilă am fost bucuros exact că am reușit să realizez planșa care mi conferea mie pe pictură, dar și la studiu de natură statică. Atunci am primit o temă din Harap Alb, de era profesor Gheorghe Maftei. Sunt convinsă că povești am avea foarte multe, însă eu am foarte multe întrebări. După aceea am urmat cursurile de sculptură, mai târziu am făcut absolut toate secțiile, prin clasa 9 și a 10, absolut toți profesorii i-am cunoscut. Sunt absolventul secției de sculptură de la Băncilă, clasa profesorului Corneliu Matei. Din păcate a trecut și el dincolo. Și Ioan Buzdugan, unul dintre cei mai buni portretiști la vremea lui. Și atunci, practic, am intrat la facultate, exact, la facultate am prins, și master. Noi am prins nu concurența care era înainte de 7-9 pe un loc, da, absolvenți, dar era o concurență, totuși 3-4 erau pe un loc. Și am intrat în... Deci am fost vreo 15 candidați, 17 parcă, nu știu câți au rămas în probe, că au fost vreo 3 probe. Și am intrat la clasa profesorului, maestrului Dan Covătaru, care ulterior, după cei 5 ani, că am prins perioada cu 5 ani, am fost bucuros să-i fiu după aia și student masterant. Și 2 ani de master și încă după aceea, când a apărut și doctoratul, am urmat și cursurile doctorale în școala doctorală din Iași, care s-a format. Și am absolvit, am dat și examenul final, susținerea tezei de doctorat. Pentru că suntem un picuț, vorbim despre specializarea pictură în medicină, dacă e să facem o paralelă. Se spune că pentru fete ortopedia este o specializare foarte greu de ales. Pentru fete, în artele plastice, sculptura ar fi ortopedia artelor, dacă îmi permiți metafora asta, pentru că în general se spune că o fată nu prea s-ar descurca la pictură, la sculptură, scuze. Și știu că proporția în general e mai mare de băieți față de fete. Care ar fi? E o prejudecată? Pentru a nu fi părtinitor sau să fiu acuzat de misoginism. Nu vreau să înțelegeți că aș fi eu, știți, political correct sau ceva, nu. Am avut în grupa mea tot timpul fete care s-au descurcat excepțional și chiar vreau să le dau și numele. E vorba de Andreea Vasile, Constanțeancă, s-a descurcat excepțional și a realizat lucrări deosebite, remarcându-se și după facultate. E vorba de Iuliana Preotu, care acum e în Statele Unite. Deci fetele s-au descurcat foarte bine și în liceu am fost coleg cu... Deci până la urmă nu e o prejudecată, așa că fetelor îndrăzniți să vă înscrieți la sculptură, e într-adevăr o specializare mai murdăricioasă, dacă putem folosi un termen pe care îl folosesc copiii. Am avut colegi care erau foarte elegante, veneau foarte elegant la atelier. Și mi-aduc aminte cu mare plăcere, acum fiind că ne cunoaștem de mai multă vreme, absolvind aceeași universitate, era fata domnului Rosenzweig, ca nume Adicristi, și scriitor, și venea era colegă de clasă, eu am fost coleg cu fiul domnului Mircea Eugen, Mircea Codrin, eram o clasă în liceu, să zicem așa, de vedete, vedete în sensul bun al cuvântului, vedete în domeniul nostru al artelor. Cristian Covătaru, deci Diana Rosenzweig,
care a terminat, de fapt, tot sculptura și noi aș putea să mă mândresc și să-mi laud colegii că am fost vreo patru care am terminat la clasa lui Cornel Matei și Ioan Buzdugan era în forță, chiar dacă era la finalul carierei, am pus acel ceva, o mic fărâmă, la reconstituirea, renovarea casei Matei Milo. De ce? Fiindcă constructorul, de fapt, a realizat renovarea și noi am restaurat statuile de prin interior, dar și capitelurile. Capitelurile cu volutele acelea compozite. Ceea ce a fost ionic, o oportunitate corintic, grozavă combinat. Pentru niște tineri. Nu? Niște capiteluri adosate erau și s-au bucurat foarte mulți, foarte mult atunci și foarte mulți dintre cei din la direcțiune. Că iată o grupă care într-adevăr care a făcut ceva. Așa este. Da. De aceea putem încuraja tinerii să aleagă o carieră în arte și specific în sculptură. Bine. Pentru că într-adevăr se poate face carieră. Și atunci o să și invităm studenții, elevii cu ocazia asta, da, să spunem da. Că săptămâna viitoare este săptămâna porților deschise la Universitatea Națională de Arte George Enescu, așa că, dragii noștri, puteți merge la toate cele trei facultăți ale universității, să urmăriți, căutați pe internet programele lor și să... Pe site-ul UNAG sau Universității Naționale de Arte. Și o să vedeți atunci la toate cele trei facultăți ce activități se desfășoară, astfel încât să vedeți cam ce veți studia dacă veți ajunge studenți la Universitatea de Arte. Revenind la workshop-urile pe care voi cei de la teatru le faceți, să vorbim specific de workshop-ul pe care o să-l ai tu. Da. Săptămâna viitoare. Ca să... E foarte bine că ai adus în discuție imediat și workshop-urile. Aș putea să fac, să zicem, anunțul pentru workshop-ul pe care îl voi susține eu. E o zi de maximă activitate. În ziua de 25 avem mai multe cadre didactice de acolo, workshop-uri. Implicate? Pe 25, la ora 11, mi-am propus eu, pe strada Costache Negruții, fostă Horia, numărul 7-9. Da, unde este sediul undeva aproape Universității, de Facultății de Teatru, nu? E aproape de Piața Unirii. O vor găsi, cu siguranță. În zona parcului Gulliver, acolo. Da, da. La sala, aproape de sala studio, este și acest atelier pe care eu îl conduc de ceva vreme și care a fost, într-adevăr, alături de studenți ca un ajutor pentru a-și pune în scenă păpușile, marionetele. Să spunem că va fi vorba despre un atelier de construcție de păpuși și marionete. Da, așa este. Așa, pentru că tu ești cadru didactic la... și ca să nu greșesc, am să citesc, da, am spus Facultatea de Teatru, dar disciplina se numește Stiluri și Tehnici de Construcție a Păpușilor, Marionetelor și Decorurilor. Da. E o disciplină cu o denumire mai extinsă. Dar e foarte frumoasă. E foarte frumoasă, ține și intuiesc. De tehnică, ține și de stil, și de creativitate și de limbaj, în primul rând, fiindcă e, de fapt, este locul în care păpușa și piesa de teatru, de animație, unde ia naștere, practic, regizorul vine cu ideile sale și atunci scenograful, noi plasticienii care suntem un pictor sau un sculptor, dar de preferință e vorba de un sculptor, ca să zic așa. De naștere noi acestor idei, punem în transpunem și punem în spațiu, materializăm, de fapt, plăsmuim exact. Lucrările, ideile și personajele. Practic, personajele și ține foarte mult de o serie de detalii și de abilități. Iar studenții au ce învăța, li se par lucruri interesante să acumuleze pentru ei, fiindcă, practic, la finalul realizării păpușii sau măștii sau marionetei,
Ei merg la sală, studiază, după care vor ceea ce este bun din examene, se selectează și este transpus, montat la sala studio. Ceea ce este bun la sala studio este selectat și vine în spectacole, de exemplu, în colaborări și în concursuri, în festivaluri. S-a jucat și la Ateneu, s-a jucat și la Chișinău, s-a jucat, ca să zic așa. Deci e un atelier, da. E un fel de joacă serioasă, așa că, dragilor, dar mai ales este foarte, foarte atractivă pentru exact. Copilași. Copiii ne vizitează grădinițe, școli, primare, școli gimnaziale, dar mai ales am dorit să fie interesați și elevii, sau mai ales elevii de clasa 11-a și a 12-a, care își doresc să intre în, să rezoneze cu propunerile noastre de a da la teatru. Exact, chiar așa este și conceput, că ar trebui să am, dar pe internet acum este lansat afișul cu ziua porților deschise, ușile deschise. A da sau nu a da la teatru? La teatru. Ce te face să dai? Sau, ce sau în general să... la arte. Da. Unde avem mai multe specializări acolo, regie, coreografie, a apărut actorie, recent. Actorie, păpuși. Actorie și păpuși, da, deci sunt două secții, dar practic absolventul de la păpuși termină cu o dublă specializare. Da, și are și pâinea și cuțitul, cum ne place nouă să spunem, colegii mei spun chestia asta. Și deci își găsește poate mai mult, mai ușor de lucru. În comunicare, în tot ce media, ține de asta, fără discuții de, și asta. Specific partea de teatru. Da. Și pot deveni chiar ei înșiși propriilor, să zicem, antreprenori sau angajați, deci în domeniul acesta cultural, și poate fi legat foarte bine cu domeniul turistic, deci turismul cultural sau, eu știu, eu exact, am niște idei așa, dar... spectacolului le oferă, de fapt, o plajă mai mare de desfășurare celor de la teatru. Da, spre exemplu, eu am fost foarte bucuros să știu, de exemplu, din... Am chiar recent am participat la un proiect, se numește Creangă la el acasă, îl pot arăta. Sigur că da, publicului. Chiar urma să vorbim despre el. Un colegiu cu care noi colaborăm și am semnat un parteneriat între universitate și colegiul acesta tehnic, Ion Creangă, din Târgu Neamț. Are foarte multe realizări, are mulți elevi, mulți. Și am constatat în cadrul concursului organizat, ei au organizat un concurs la care noi participăm ca și membri în juriu și au mai multe secțiuni, printre care și proiecte de creație plastică și desene, pictură pe lemn, pictură pe sticlă, sculptură uneori, machete pentru inspirate din opera lui Creangă. Foarte frumos. Iar dramatizările sunt tot după creația literară a denumitului scriitor, care e din zona mea, Humulești de acolo și îmi face mare plăcere, vin cu o energie foarte bună, încărcat de acolo, chiar s-a desfășurat acum între 16 și 17 aprilie. Și discutând chiar cu managerul proiectului, doamna profesor Adina Timofti, dacă mai pot ei veni pe la Iași la unele piese și cu mare drag. Am zis că îi invităm acum, cu ocazia acestor workshop-uri, seara, unul dintre punctele principale care intervine după workshop-ul colegii mele Anca Ciofu Zavalichi, tehnici de animare, practic se pleacă de la atelier, am eu workshop-ul, are workshop-ul doamna profesor, lector universitar, doctor Anca Ciofu Zavalichi, care tot în domeniul animației. Uh-huh. Și seara, practic, culminăm cu piesa de licență realizată anul de terminal. Anul 3 de la noi, chiar din secția noastră de păpuși, sub îndrumarea lectorului universitar, doctor, doamna prorector Oana Sandu, de la noi. Este inspirată din opera lui Caragiale, după
de ale carnavalului, așa se intitulează. Da. Atunci trebuie să spunem, foarte interesant pentru să spunem tuturor tinerilor 18. Din Moldova, pentru că noi, reamintim, suntem urmăriți și în Botoșani, Suceava, Neamț, deci Târg Nemțenilor, căutați repede și urmăriți-ne și săptămâna viitoare chiar faceți-vă timp să ajungeți la Iași, la toate atelierele de la Facultatea de Teatru și mai spunem Bacău, Iași, bineînțeles și Vaslui. Așa că, dragi tineri, faceți cumva și ajungeți la toate atelierele astea, pentru că vă e foarte, foarte util. Și e și deconectat, aveți și grădina botanică, aveți și Sunt foarte multe alte... mai plimbați prin oraș, vedeți, revedeți, pomii sunt în floare, e parfum. Toate condițiile sunt asigurate pentru a inspira mai, în alegerea. Mai puțin cu timpul, din câte știu eu cu tot, dar colegii de la Neamț au spus că fac tot posibilul să ajungă mereu. Îi așteptăm cu mare drag. Am vorbit și la celelalte despre... facultăți, de altfel. Bineînțeles, am și spus la toate cele trei facultăți de la arte. Pentru că tu ești sculptor, am vorbit foarte mult despre activitatea ta didactică, da, de la teatru, dar să revenim puțin și la artistul din tine, la sculptorul care, evident, că nu se oprește niciodată din lucru, nu? Pentru că inspirația, chiar dacă vine în valuri, inspirația e și nu te lasă să tânjești așa. Știu că tu lucrezi în continuare pentru o expoziție care se preconizează a fi anul viitor, dar înainte de asta am să invit telespectatorii să urmărim niște lucrări de-ale tale, da? După care o să revenim și o să discutăm un picuț mai mult, să vedem cine este sculptorul Cosmin Asieșen. Să vedem imaginile.
văzut filmulețul cu operele, cu parte din operele tale. Am văzut acolo tehnici, exact, destul de tehnici diferite și chiar voiam să te întreb, am văzut și lemn, am văzut și metal. Există o tehnică care ți este mai dragă sau cum te simți, în ce tehnică te simți cel mai bine reprezentat, exprimat? Anca, să știi că de multe ori am fost întrebat de chestia asta și cred că mulți sculptori, pentru mulți sculptori e o provocare să le se pună întrebarea asta. Eu personal am avut câte o perioadă în care, de exemplu, am cochetat sau mi-a plăcut mai mult să lucrez în lemn, de exemplu. Lucrez și în metal și în marmură, am lucrări în marmură sau în marmură combinată cu lemn, cu inserții de lemn sau invers, lemn combinat cu inserții de marmură, cum am, de exemplu, o lucrare Călătorie în timp, era în zona metaforilor. De exemplu, sunt atras și de utilizarea unor obiecte ready-made inserate în compoziție. În funcție de viziunea compozițională, acum, eu, de exemplu, dacă mă macină o idee, practic, dacă ești dominat de material, nu e chiar ok. Deși Constantin Brâncuș spunea că o lucrare pleacă de la material și în funcție de, nu poți să faci altceva decât ceea ce îți oferă materialul, dar e și acest aspect menținut important, în importanță, da? Și, dar totuși dacă te macină o serie de idei sau, de exemplu, cum ai un ciclu de lucrări în artele plastice, artiștii au, de exemplu, un concept pentru a expune. De exemplu, a fost odată, în interesul meu, au fost metaforele, partea de metaforă, dar spusă prin intermediul lemnului, de exemplu, sau a pietrei. Practic, o idee se naște ca idee, dar capătă forme în forme diferite. Exact. Înțelegem, da? Asta ca voiam să spun, că acum observ foarte bine că metafora în limbajul teatrului de animație este un pic altceva. Și multă lume este atrasă de limbajul artelor plastice, dar observă foarte mult că în teatru de animație componenta plastică este importantă și are aportul ei în dezvoltarea expresivității și a transmiterii mesajului unei piese. Că e pe figurativ, că e abstractizat personajul respectiv, să rețin sintetic elementele care definesc personajul în cele mai mici detalii, mari sau mici detalii. Mici detalii, da. În funcție, exact, de. Și, practic, și dânsii, vorbesc de cei care sunt formați pe acest limbaj, limbajul teatrului de animație, utilizează mult din limbajul artelor plastice împrumutând culoare, lumină, formă și mișcare. Mișcarea este un stimul de percepție foarte important în teatru de animație. O lucrare de sculptură o privești de jur împrejur. Ești tu obligat să parcurgi spațiul mai apropiat sau mai depărtat. Apropo că mulți au telefoane, fotografiază o lucrare de sculptură, o clădire sau ceva. Și trebuie să te miști în jur. Pe când în sala de spectacol publicul este static și atunci lucrarea trebuie să este fix pe un punct și atunci trebuie pe un scaun și privește ceea ce se desfășoară în spațiu scenic, pe scenă. Și atunci trebuie să realizez elementele de limbaj plastic care, prin intermediul elementelor de limbaj plastic, trebuie să realizez elementele ce țin de
de expresivitate, de contrast, de să pui în valoare portretele, figurile personajelor în relație cu celelalte elemente din cadrul scenei, cu elemente care sugerează arhitectura, care sugerează stări sau induc personajului stări diferite. Sunt multe lucruri care inițial te atrag foarte mult, dar după aia pun probleme la nivel de rezolvare a lor din punct de vedere funcțional. Exact. Fiindcă acolo mișcarea implică și funcționalitatea. Revenind un picuț, da, pentru că vorbești, te-ai dus cumva iarăși în zona teatrului, da, dar eu o să fac o buclă și te reintroduc. Preocuparea constantă, sculptură. Te reintroduc în sculptură. Ai vorbit de tehnic funcțional și de tehnică în zona teatrului, da, și în teatru de animație. Să vorbim un picuț despre rolul, dacă am putea spune, rolul sculpturii. Există un rol funcțional sau doar are un rol decorativ sculptura în viața noastră, a publicului, până la urmă? Sculptura are un rol foarte important și mai multe roluri, aș putea să spun. Acum, nu ajung până acolo în a spune că ar putea fi și terapeutic, că de obicei este lăsată la urmă partea asta, terapia obiectului sau a sculpturii care transmite ceva, o lucrare, un mesaj. Dar sculptura, o statuie, de exemplu, într-un oraș, este punct de întâlnire, este reper, poate constitui o emblemă a unui oraș. O identitate, exact. Poate contribui la brandul pe care îl formează respective, sau care și l-a format în timp. De exemplu, sunt lucrări de zeci, sute de ani care sunt amplasate în anumite puncte. Dacă le-ai schimba locul, ai deruta publicul și ei se raportează. Ne întâlnim la statuia lui X. Alexandru Ioan Cuza, Lucuza din Piața Unirii, nu? Sau ne întâlnim la statuia lui Miron Costin din fața Filarmonicii, de la Universitatea de Arte George Enescu. Sau una e că poate avea un rol documentar, eu știu, care să zicem că uite așa arăta domnitorul Ștefan cel Mare sau Petru I Mușat în perioada aceea. Și bineînțeles că un turist străin habar n-are poate că de multe ori mă întrebau arătându-le fotografii, eu realizând și busturi ale unor domnitori sau, eu știu, personalități mare, de la cetatea Târgu Neamț, în muzeu acolo sus, la cetate. Mă întrebau Stephen the King, adică un regele Ștefan, dar nu confundau la un moment dat că ei știau că au mai fost și în Ungaria sau în Spania. Esteban el Grande? Sau, și zic că nu. Cineva îmi spune, într-o engleză, simți like Don Quixote. Nu, Don Quixote. Da. Vorbind despre busturi amplasate în oraș, o să intrăm un picuț într-o zonă controversată. Și anume, cum se selectează acești sculptori care realizează lucrările, să zicem, sponsorizate de stat sau achitate din banii publici? Pentru că știu că e întotdeauna o mare poveste între... Care e criteriul de selecție, astfel încât un sculptor să poată să ajungă să realizeze o lucrare de interes public până la urmă? Pentru a face o introducere în chestia asta, noi trebuie să avem o preocupare constantă și în zona aceasta. Deci, multă lume vine și spune, da, ce ne mai trebuie nou un domnitor sau un portret de scriitor? Sau, apropo de această remarcă, niște copii spuneau că, da, scriitori sunt scriitori, dar scriitorii știu că sunt morți.
Deci, și statuile lui, lor ar fi, în fine, să avea un scriitor. Normal, particularizează clădirea, particularizează casa memorială, de exemplu, sau, eu știu, am și eu realizări aici pe Socola, e liceul Gheorghe Mărzescu, am o placă, sau, de exemplu, la Colegiul Tehnic Ion Creangă, sau. Și, practic, în fine, ce te... și ca să spun așa, e normal să realizăm așa ceva, să completăm din punct de vedere cultural și a personaliza spațiul și mediul peisagistic, citadin, să zicem, prin, completând peisagistica cu aceste busturi și relaționând-o foarte bine, că sunt multe probleme. Dar care sunt criteriile? Dar trebuie totuși să pui la punct un proiect prin care tu propui, tu ai oferta ta, de exemplu, e cerut schița, e cerut mediul de amplasare, se comunică, dar de cele mai multe ori aceste medii de amplasare, locuri de amplasare sunt schimbate și apar niște inconveniente pentru artiști. Pentru că ei l-au gândit într-un anumit fel, atunci... pentru un anumit spațiu inițial și se schimbă lucrurile. În general, autoritățile publice, locale, eu știu, dintr-un anumit oraș, consideră că trebuie sau ajung la o decizie prin hotărâri ale consiliilor locale că trebuie realizat în situația cu tare, eu știu, un... Deci să înțeleg că artiștii, deci sculptorii, statuia vin unui cu proiecte, domnitor, unui bust, da? Și există o comisie care... realizată din? De obicei sunt realizate aceste comisii atât din cadrul... Specialiști? Da, din cadrul Uniunii Artiștilor Plastici din România, a cărui membru sunt, din 2002, și sunt realizate, sunt în completare cu consilieri locali care sunt pe cultură. Din, Dar sunt multe probleme și în zona aceasta n-aș vrea să intru prea mult în detalii din motive lesne de înțeles. Se licitează practic, adică se organizează un soi de concurs de proiecte în care sunt selectate, din care sunt selectate trei lucrări, cele mai bune, și de obicei din cele trei câștigă unul dintre ele. Da, am întrebat pentru că de foarte multe ori și în țară apar tot felul de discuții lucrări, și exact, după aceea. Și nu întotdeauna sunt cele mai reușite. Dar e o bună întrebare și acum nu puteam să mă gândesc din prima la chestia asta, dar trebuie să ținem cont și de totuși de ideea publicului, adică dorința publicului, dar totuși nu orice individ, ca să zic așa, că pot avea idei bune, dar în sensul că se votează o piesă participantă la un concurs de muzică ușoară, de exemplu, la noi și de către public. Da. Publicul să participe și el, dar din public ar trebui selectați anumiți oameni având care să vedere, participe la, așa la este. Chestia asta, oameni care au totuși ceva cultură sau totuși o experiență ceva estetică vizuală, și vizuală, estetică. Exact. E discutabil, pentru că în general în domeniul artistic polemica e firească, pentru că până la urmă tărâmul artelor este exact, destul este de instabil. Exact, instabil, tocmai pentru că reperele estetice sunt mult. În discuție exact. Să reconfigurează și de gust, de educație, de foarte multe. Nu de la deceniu la deceniu, mai nou și mai pentru o perioadă mai scurtă, deci imediat se schimbă. Și ajungi cu estetica urâtului în spațiu citadin. Public, exact. Și lumea se uită și mai vezi câte unul care trece pe lângă un bus sau o sculptură că
își face cruce și trece mai departe. Dar te uiți, înțelege... este o biserică în jur și el își face cruce de ceea ce s-a putut observa acolo. Exact. Adică, de aceea rolul specialiștilor, mă refer, exact, sau rolul specialiștilor între... este de a forma publicul, pentru că e adevărat, e important și gustul publicului, dar gustul se educă. Și atunci, doar prin a expune publicul la o artă de calitate, putem crește și nivelul acestuia. Și mai ales prin comunicare și discuții, dialog. Exact. Trebuie corelate aceste întâmplări la modul cel mai practic de a expune, de a dezveli monumente la final, asta, dar de a amplasa. Dar trebuie avut să aibă loc discuții înainte, exact, chiar și pe baza activității artistice a unuia sau altuia. Adică e vorba de persoana, artistul care își propune într-adevăr să realizeze o astfel de lucrare, o compoziție, nu neapărat aceste busturi, deci sunt lucrări foarte, foarte frumoase și prin Timișoara, care au fost realizate de contemporanii Revoluției, lucrări de compoziționale, compoziții în bronz. E adevărat, tehnica bronzului este foarte scumpă. Bugetele consiliilor locale sau bugetele de la cultură axate sunt pe limitate. Acest tip de... Este foarte adevărat. Este foarte, sunt Dar foarte limitate o... și nu-și permit și atunci de multe ori lucrarea este propusă a fi realizată în bronz vis-a-vis de tehnica de care m-ai întrebat, că ai o preferință, da. Și atunci, normal, parcă această idee, ceea ce spuneam eu, această idee poate fi realizată dar în bronz sau în lemn și sau în stejar. Și practic alegerea altui material compromite ideea inițială. Piatră. Exact, compromite și ajungi la o chestie pe care nu ține neapărat de tine, de artist, dar artistul este forțat de împrejurări să semneze, normal, semnând contractul, este forțat să realizeze acest melanj între tehnică cu idee. Și da, nu iese întotdeauna cel mai bun rezultat. Cel mai bun rezultat și de multe ori spune, dar aici arăta altfel proiectul față. De exemplu, a fost statuia lui Tudor Gheorghe de la Craiova sau... Și da, care nu mai sunt accidente, mai e sunt, bine că am adus puțină lumină în zona Unii asta. Unii sunt în viață și alții... Da, astfel încât publicul să înțeleagă de ce uneori se întâlnesc cu astfel de anomalii pe stradă. Dar să trecem puțin în zona artistului freelancer. Da? Artistul care lucrează fără nicio intervenție din partea nimănui, e liber să-și aleagă materialele în care își... Exact, și e liber să facă ce dorește ulterior cu lucrările sale. Care este parcursul și de ce pun întrebarea asta? Pentru ca tinerii de acasă să vadă de ce ar alege o carieră de sculptor. Da? Cum... Uh-huh. Cum mă descurc eu ca viitor absolvent de sculptură? Ce pot realmente să fac de la un om care chiar a performat? Da? Părerea mea este că totuși, bine, noi ce am discutat despre busturi, astea sunt chestiuni, lucruri serioase, dar până la a face busturi, până la a le amplasa în spațiu public, ei văd dificultatea la care se ajunge și la un moment dat sunt oameni cu talent în licee, de profil sau nu, artistic, da? Și ulterior se descurajează văzând lucrurile acestea. Și atunci trebuie creată o infrastructură de cadru, mă refer la cadru de dezvoltare al lor spre o carieră artistică, în care ei pot să facă și altceva, ateliere de creație, prin care ei sunt puși în valoare, concursuri, fel Dar și fel concret, de proiecte concret, din acestea. Asta cu trebuie e o zonă așa sunt utopică. Sunt deja o parte. Să vorbim, din... da, cum reușești tu? Știu că tu Eu, ai de exemplu, avut expoziții am avut, foarte multe și vindeți, practic, da, aceste lucrări. Realizând o serie de lucrări, selectez două, trei, cele mai bune sau, știu eu, le poți combina, de exemplu, în domeniul sculpturii cu
fiind schițele care au condus la realizarea lucrării și le poți panota împreună, le poți panota în sensul, le poți expune pe perete, pe simeză. Și pictura, de exemplu, mi-a plăcut foarte mult. Se spune că pictorii sunt cei mai buni sculptori și sculptorii sunt cei mai buni pictori. Sunt multe. Deci, practic, oportunități sunt foarte multe. Și sunt oportunități din acestea din care trebuie să expui. Adică, nu, nici prea mult etalare nu este binevenită. La un moment dat ești poate tentat să expui și într-o parte și într-alta colegii. Cum a trebuit selectate locurile. Să organizează fel și fel de... Însă, la un moment dat, ești tentat să scoți lucrările pe ușa atelierului mai greu. Mai greu. Mai greu. Da. Le ții pentru tine și le... Dar la început copiii, deci trebuie într-adevăr stimulați să expună, ca să expună. Și de fapt e o meserie, propriu spus o meserie, profesiune liberală care se dezvoltă, o carieră, care trăiește și are, este alimentată prin act de generozitate, de, eu știu, de altruism, de apreciere din partea celorlalți. Este un fel de feedback pe care trebuie să-l primească artistul, este un, în permanență de la ce public. E pe sensibilitate. Și atunci copilul respectiv sau tânărul respectiv are din ce în ce mai multă bucurie de a lucra în continuare, de a perfecționa, de a prolifera ca și cantitate, artist, dar și din punct de vedere calitativ. Evident. Și atunci vor fi apreciate lucrările bune. Cele mai puțin bune, s-ar putea să aibă surpriza că unele din cele care, pe care el nu le consideră foarte bune să fie bune și invers. Și invers, da. Și atunci e alimentat. În cadrul concursurilor este recunoscut, îi se dă și cam asta e. Mulți acum doresc să fie imediat în lumina reflectoarelor când pun o lucrare de sculptură, poze, și imediat. Deci, da, important dar, este să le spunem chiar că trebuie să persevereze, să aibă și răbdare, pentru că oportunități sunt foarte multe. Din păcate, timpul a trecut foarte repede. Mai aveam foarte multe de vorbit. Îți mulțumesc tare mult, Cosmin, că ai venit la noi în emisiune și ne-ai dezvăluit așa din activitățile tale și poate că i-am incitat pe tinerii de acasă să vină la activitățile despre care am vorbit. Cosmin a vorbit și despre altruism și generozitate și atunci pe final de emisiune am să apelez la generozitatea și altruismul și al colegilor noștri artiști, dar și al dumneavoastră, dragilor telespectatori, venind cu un apel umanitar. Pe 13 mai se organizează un târg pentru salvarea unei mame, o să găsiți evenimentul și pe internet. Și atunci vin cu rugămintea ca dragii noștri colegi artiști să doneze obiecte care pot fi vândute în scopul adunării finanțelor pentru acest caz umanitar și vă invităm și pe dumneavoastră să participați la acest eveniment caritabil, astfel încât împreună să putem salva o viață. Suntem duminică la emisiunea Arte și Valori, Anca Ciliac sunt și împreună cu invitatul meu Cosmin Iațeșen vă dorim o duminică minunată în continuare. La revedere!